E bine, o zi foarte încinsă, încinsă la propriu, nu pentru noi, ci pentru Daniel Buzdugan. I-am pregătit aici o surpriză, de ce noi plăcută, sperăm că o să îi placă. Am alături de mine pe Edi, masăr, am alături de mine pe Cristina, asistentă care va lua pulsul. Edi îl va răsfăța un pic și Cristina va avea grijă de el, acum să vedem cum va reacționa omul. Așa că haideți la treabă, copii, că avem de lucru cu Daniel. Aoleu, ferească Dumnezeu! Deci ce e aici, mă, copii, mă? Ce e asta, mă? Băi, cu carne în emisiune, mă, băieți, mă, de unde e? De unde ești tu? Eu? Da, de la ce spital? De la 9. De la 9, dar să știi că ai greșit adresa, da. Deci cu carne de păsărică în emisiune, ce e asta, frate? Eu nu mănânc decât pește. Mie să-mi dați pește. Da. Ei, bună dimineața, Daniel, bine te-am găsit. Stai chiar că e, aici. E beton, nu-i, e beton. Nu-i bun. Da, nu poate să-mi ia interviu ea, adică, uite, să-i răspund la... Bună ziua. Da, deci prima întrebare, care e prima întrebare? Ce mai faci tu, cum ești? Sunt ud acum de emoție, pentru că am ceea ce îmi doresc eu mai mult dimineața în față, adică carne. Așa. Îmi plac carnea. Ți-am adus două surprize, de fapt trei, cred că sunt. O gustărică după minunata ta emisiune și al lui Morar. Mulți ani, sănătate și iertare de păcate, da. Așa, pe Cristinica o să-ți ia pulsul, tensiunea, să vezi cum te mai simți. Și pe Edi, de la masaj, să te relaxăm un pic. Da, ce faci, n-asculti? Ascultă radio, aoleu, domnul Smorândescu, dat cu milă că... Așa, un pic acolo la zona cervicală. Cristinica, ai grijă de oaspetele nostru. Am și o scolioză din cauza că am avut ghiozdanul... Nu, fără striptease în emisiune, că se uită copii. Da. Am ținut ghiozdanul pe dreapta și am scolioză. Nu-mi dura foame ca acasă, ia și mănâncă. Hai. Na, și eu țin cură de slăbit. Bun, ia un vin aici atunci, să am și eu cu cine să ciocnesc. Așa. Super dimineață. Vezi că s-a ieșit, se vede urât la CNA se vede. La noi se vede frumos, dar pentru tine. Da? Hai să mă ridic așa, știi, să dau noroc. Știi, mămica ta că ai plecat de acasă în halul ăsta? Da. Pentru tine a zis că poți să. Să știți că este suc, nu este vin. Așa în televiziune. Carnea asta e butaforie, este din scârțietoare. Da. Mulțumesc frumos. Un mesaj pentru Geta acolo, care s-a gândit la tine. Geta, ești dusă cu capul, fata. Adică, hai, asta mai înțeleg. Asta mai înțeleg, da. Chiar așa ceva, Geta, deci nu știu. E cumplit ce se întâmplă. Cumplit de plăcut.